Important indicator demografic, sporul natural înregistrează în ultima vreme cotații negative în țara noastră, iar în ultimele 12 luni, doar iulie și august au făcut excepții. Asta înseamnă că numărul nașterilor este mai mic decât al deceselor și în Giurgiu lucrurile nu stau deloc mai bine decât la nivel național. În ultimele 12 luni, la nivel național, s-a înregistrat un spor natural negativ, cu excepția lunilor iulie și august. Județul Giurgiu se încadrează și el în această tendință. În ultimele 12 luni, sporul natural este negativ. Bineînțeles că nu fac excepție nici lunile ianuarie și februarie din acest an. Tot de la Direcția de Statistică a județului Giurgiu am aflat date importante cu privire la sporul natural înregistrat în a doua lună a lui 2015. În luna februarie s-au înregistrat 163 de nașteri, 372 de decese și, drept urmare, sporul natural a fost negativ, adică 209. Numărul căsătoriilor din același februarie de referință, chiar dacă a fost mai mare decât al lunii precedente, tot nu a putut influența sporul natural consemnat pentru luna a doua anului 2015. Pentru a se elimina valorile negative înregistrate în sporul natural și îmbătrânirea populației, nașterile ar trebui să crească în mod considerabil, numai că în loc să se întâmple acest lucru au loc divorțuri. În județul Giurgiu, familiile care au renunțat la căsnicie au fost în februarie 2015 cu 4 mai multe decât în luna anterioară.